Astăzi dimineața, în jurul orei 8 și 15 minute, am constatat că autovehiculul parcat în fața, pe strada Pictor Nicolae Grigorescu, în fața școlii speciale, este vandalizat, respectiv are două anvelope tăiate. Este autoturismul de la muncă, de la poliție. Autovehiculul de serviciu pe care îl folosim în interes de serviciu. Omul legii spune că ține mașina poliției locale în fața porții casei sale pentru a putea interveni de urgență atunci când este chemat de la serviciu. Astăzi însă s-a trezit că nu mai poate pleca de pe loc pentru că are cauciucurile tăiate. Credeți că este pur și simplu o coincidență sau cineva a dorit să vă facă rău intenționat prin prisma faptului că lucrați unde lucrați? Nu am idee și nu pot să fac comentarii. Chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Poliția locală face parte din structurile primăriei Constanța și este autoritatea care se ocupă cu ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, precum și sancționarea șoferilor indisciplinați. Vecinii din cartierul unde locuiește bărbatul spun că nu este pentru prima oară când au loc acte de vandalism în zonă și bănuiesc că cineva vrea să se răzbune pe omul legii. Am mai pățit-o și anul trecut odată, dar presupun că ea a avut ceva cu vecinul meu, nu știu, că mai are probleme cu cineva probabil și din cauza asta mi-a făcut-o și pe a mea ca să nu pară că i-a făcut-o numai pe a lui sau nu știu, altceva ce pot să zic, că doar pe a lui i-a luat-o mai rău și pe a mea doar așa, și din câte am înțeles, a lui și zgriat. Nu știu, deci probabil că pe mașina lui a avut ceva ce a avut, o fi avut un dușman și a făcut-o și pe a mea că era în apropierea lui, că era trasă în fața porții și că eu doar ce venisem și probabil a luat-o și pe a mea ca să pară că, sau nu știu care a fost faza, dar asta e oricum ia două ore și a mai fost acum vreo 2-3 săptămâni, au fost vandalizate tot așa mai multe mașini tăiate cauciucurile. Misterul actelor de vandalism din cartierul Coiciu, acolo unde locuiesc cei doi, va fi dezlușit de polițiștii secției 2. O echipă de cercetare a fost astăzi la fața locului și a prelevat probe pentru a porni pe urmele suspecților.